Bună tuturor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Filmez astăzi video cu produse terminate pe luna octombrie. Este deja 5 noiembrie. Am întârziat puțin cu el, însă n-am avut timp să îl filmez. Produse s-au adunat foarte, foarte multe. Chiar extrem de multe în această lună. Vedeți că am aici un sac foarte mare. O să-l dau din cadru și o să iau așa produsele cu mâini la mână. Însă o să încep cu acestea, care sunt foarte mari și care nu au mai încăput în acest sac. Și haideți să vă prezint. Pentru început am terminat acest Pervol pentru 45 de spălări, spun ei. Între 40 și 60 de grade s-ar putea folosi. Mi-a plăcut. A fost prima dată când am folosit acest detergent de la Pervol. A avut 2,7 litri. Este un recipient așa foarte mare. A mirosit foarte bine, mi-a plăcut, a curățat bine hainele, deci a spălat bine, nu pot să mă plâng de pe vol, chiar a spălat destul de bine, nu excelent, nu se scoată orice pată, dar nu este neapărat vina lui, pentru că și cu alții detergenți mi s-a întâmplat același lucru. Nu cred că l-am folosit de 45 de ori, de fapt cu siguranță nu l-am folosit de 45 de ori, dar cred că l-am luat undeva până în 30 de lei de pe Altex. Prețul mi s-a părut destul de bun, am vrut să încerc și eu un detergent lichid de la Pervol. A fost bun, mi-a plăcut, l-am terminat. Poate am să mai recumpăr, de ce nu? Pe urmă, am terminat această soluție pentru grese și faianță de la Promax, cumpărată din Kaufland. Promax este marca lor proprie, să spun așa. A avut un litru și jumătate. A fost cu liliac și alcool. Mirosul a fost destul de ok, dar se simțea și alcoolul, deci mirosea puțin a liliac, dar și alcool. Nu prea mi-a plăcut acest produs, a fost slab calitativ pentru că nu curăța bine grăsea și faianța. Trebuia să pui ori foarte mult, eu mai puneam și cif. Nu curăța bine grăsea, nu l-aș recumpăra, costa vreo 10 lei din Kaufland. Pe urmă, am terminat această soluție pentru covoare de la Dr. Beckmann la 650 ml cu perie inclusă. În fine, nu mi-a plăcut nici acest produs, nu mi se pare că scoate nici o pată. Deci acesta este dedicat pentru scos pete cu spumă acțiuni, cu spumă cu oxigen, OxyPower formula, nu. Nu mi s-a părut, nici perea nu te ajută, adică buretele este foarte moale și perea este mult prea moale pentru un covor mare, în fine, pe care vrei să îl cureți. Nu mi s-a părut strălucit, costă undeva la 25 de lei, eu l-am luat cu un voucher cu 50% reducere, deci 12,50 lei, dar n-aș da nici 12 lei pe el. Este mult mai bun cel de la Biocarpet, este mult mai bun cel de la Farmec, nu fără acesta, nu mi s-a părut. A făcut spumă, într-adevăr, dar nici nu o spumă bogată, deci a făcut o spumă foarte puțină. Țin minte că l-am folosit, cred că la două covoare, cam atât. Și nu foarte mari, nu a făcut multă spumă, nu a curățat bine, eu nu am fost mulțumită de el, personal nu văd de ce ar fi atât de lăudat. Am terminat pe urmă un nufăr pentru desfundat țef și chiuvete. Este a doua oară când îl folosesc. Mi se pare că am îmbunătățit, să spun așa, acolo cum l-am pus eu la chiuvetă, am îmbunătățit modul în care apa se ducea din chiuvetă, se scurgea, a fost ok și costă și destul de puțin, 6,50 lei, este destul de bun. Pe urmă, un plasture pentru nas, pentru puncte negre, Peak Clear, de la Holika. Holika, foarte, foarte bun. În continuare, aceștia mi se par cei mai eficienți. Aceștia și cei de la Beauty Formula, da, o să vedeți, cred că și unul din acela, dar acesta foarte bun. A scos destul de multe puncte negre, sunt mulțumită, mai am. Cei de la nu mai știu, marca proprie, nu mi-au plăcut deloc, aceia trei, dar acesta super bun. Pe urmă, un nufăr pentru covoare și tapiserii, exact ce spuneam.
Concentrat și tripla acțiune, într-adevăr mi-a plăcut. Face multă spumă, cu toate că el este lichid, așa de zici că este ca apa, nu este gel. Are 500 de mililitri, mi-a plăcut. Costă undeva la 8 lei, 9 lei pe farmec. În fine, depinde și ce promoții, la ce promoții îl prinzi în magazine, cred că este 10 lei. Mie mi-a plăcut, face multă spumă. Într-adevăr, am folosit tubul acesta de 500 de mililitri la două covoare. Acesta și încă dintr-unul cam jumătate. Eu pun și destul de mult ca să facă multă spumă, ca să curăț bine covoarele, dar au fost destul de murdare și pătate, în fine. Mi-a plăcut, l-am mai folosit, cred că de vreo două ori. Mai am și acum unul, de fapt mai am două, unul pe terminate și unul nou. Îmi place, vi-l recomand. Am terminat pe urmă și un gel de duș, acesta de la Scent & Moments, de la Oriflame Soft Cuddles. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Dacă aș fi făcut un video cu favorite, cu siguranță îl includeam. A avut 250 de minute, l-am terminat repede, fiind așa micuț, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult mirosul. A avut așa un parfum plăcut și delicat de flori de migdale. Genial acest produs și textura era destul de prăjită, de groasă. Mi-a plăcut foarte mult, l-am primit în swap-ul cu Simona, cred că anul trecut de Crăciun. Ori în ce caz, doar acum l-am deschis, m-am bucurat de el, cred că o săptămână sau un pic peste o săptămână, făcând duș în fiecare zi și folosindu-l doar pe el, pentru că eu am doar un gel de duș deschis la baie. Acesta mi-a plăcut chiar foarte, foarte mult. Nu știu dacă l-aș cumpăra, eu cred că costă undeva la 15 lei, dar l-am primit, l-am folosit și m-am bucurat tare mult de el. Pe urmă, am terminat două produse de la Cashmere Aroma. Dacă ați urmărit unboxing-ul meu, știți de aceste produse, că le-am cumpărat, am spus acolo și prețul. Cred că acesta Fantasia a fost 42 de lei și acesta 32 sau ceva de genul. Acesta, orice caz, a fost mai scump. Mi-a plăcut foarte mult cum a mirosit, deci a mirosit tare bine așa, frez, e floral, destul de puternic. Se persista, sincer să fiu, pe hainele pufoase mai mult, pe pijamalele mele pufoase, pe bluze pufoase, deci diferea materialul, depinde pe ce material îl foloseai. Nu dozam niciodată după căpăcelul acela, pur și simplu puneam mai mult sau mai puțin în mașina de spălat. Mi-a plăcut mirosul lui, nu știu dacă l-aș recumpăra, pentru că are un preț destul de mare și nu persistă, v-am spus, nici foarte mult, dar nici pe toate hainele. Am auzit foarte multă reclamă pentru aceste produse, că s-ar persista și dacă uiți să te dai cu parfum, nu este nicio problemă, că hainele tale oricum miros și din astea, niciun caz. Deci, personal, v-aș slăpi să nu credeți așa ceva, eu le-am avut, l-am folosit și nu pot să spun acest lucru despre ele. Acela mai era cum era, persista ce persista, dar acesta trebuia să pui foarte, foarte mult din acesta red velvet cu fructe roșii ca să miroase ceva. Într-adevăr, el mirosea în casă când erau hainele ude, după ce se usca nu mai mirosea mai nimic, dar era foarte, foarte slab mirosul, deși în tub trebuia să-ți bagi nasul așa în tub să miros, să vezi cum miroase. Nu știu neapărat dacă merită, eu zic că nu prea, pentru că nu se persistă mirosul pe haine, foarte puțin, nu știu, câteva ore sau așa după spălare, când sunt hainele ude, da, într-adevăr, și miroase toată casa, deci când scoți o tură de la spălat și le întinzi în casă, miroase toată casa, dar după ce se usucă, nu prea mai miros, foarte, foarte slab. Bun, am terminat și ceva mostre. O mască hidratantă cu argan, cu ulei de măsline de la Farmec, Gerovital, doamne, deci mi-a plăcut foarte, foarte mult această mască. Mi-aș dori să o cumpăr în full size, dar nu știu când o să mai dau comenzi pe Farmec. Am dat una nu de mult, cred că de vreo două săptămâni, cu produse foarte multe, dar n-am filmat-o, din păcate. N-am reușit, deci am renunțat și nu am mai filmat-o. În fine, mi-a plăcut foarte mult, miroase foarte bine și descurcă super bine părul, chiar dacă am avut doar 10 ml s-a simțit o diferență pe părul meu, desigur am completat și cu cealaltă mască pe care aveam, dar da, mi-a plăcut foarte mult, eu o recomand și chiar aș vrea să mi-o cumpăr. Pe urmă, am terminat un șampon uscat de la Batiste, varianta floral, l-am luat de pe Notino, a avut 200 de ml. Nu prea mi-a plăcut, sincer, să fiu, acest șampon uscat. Aș rămâne fidelă mai degrabă celui de la Gerovital, de la Farmec.
Acesta a mirosit foarte bine și a făcut treaba de șampon uscat. Într-adevăr, îți dădea volum părului și lua așa sebumul, însă lăsa foarte, foarte multă pudră albă în cap. Deci zici că eram dată cu făină în cap. Nu mi-a plăcut lucrul acesta și se observa. Deci chiar mi-a spus cineva că ce am în cap, că mi se vede părul alb. Nu mi-a plăcut lucrul acesta, mă rămânea și pe mâini. Uneori când masam eu acolo scalpul când încercam să îl estompe, să nu se mai vadă atât de tare. Nu știu de ce o fi atât de lăudat batistul, pentru că cel de la Gerovital nu mi s-a întâmplat așa ceva să-mi rămână pudră albă în păr. Acesta costa vreo 14 lei de pe Notino, nu este foarte mult. Acela costă 16 de la Gerovital sau 17 dacă s-a mai scumpit. Mirosul a fost foarte fain, mă repet, absorbea bine, lăsa volum părului, dar lăsa foarte multă pudră albă în păr. Asta a fost experiența mea cu el. Bun. Tot de la Gerovital am terminat și două deodorante. Am foarte multe produse de reciclat la Farmec, pentru că folosesc foarte multe produse de ale lor. O să vedeți și pe parcurs. Am două deodorante. Acesta mi-a plăcut foarte mult, în special, mă scuzați că v-am mișcat, în special mirosul. Mi-a plăcut foarte mult acesta, varianta Fresh. L-am terminat destul de repede, la fel cum fac cu deodorantele acestea, spray de 150 ml. Le termin destul de repede. Nu mă ține o lună și îl termin. Am mirosit foarte fresh, foarte plăcut, dar să știți că nu ține toată ziua. Ține acolo poate un 6 ore de prospețime, nu 24, dar totuși este asemănător cu un DAV, nu știu, poate cu un Rexona. Mie mi-a plăcut, îmi place destul de mult. Și acesta natural mi-a plăcut, în varianta natural, dar nu pot să zic că a avut cel mai genial miros. A fost și el așa proaspăt, fresh. Dar nu știu dacă l-aș recumpăra neapărat pe acesta, dar acesta fresh l-am și recumpărat, de dovadă că mi-a plăcut mult. Bun, cam acestea au fost și cele două deodorante, tot de la Farmec, o cremă pentru față, cremă matifiantă, am terminat-o complet, am și curățat ambalajul ca să-l pot recicla, a avut 50 de mililitri, mi-a plăcut foarte, foarte mult, este cred că cea mai bună cremă matifiantă pe care am folosit-o, este cu bambus, miroase bine, nu este cu arbori de ceai să aibă mirosul acela înțepător. Este o cremă așa lejeră, tip gel, să spun așa. Hidratează bine tenul și imediat intră în ten, lasă mat, mie mi-a plăcut tare, tare mult, se absorbe repede în piele, nu este lipicioasă, mi-a plăcut, o am recumpărată și da, o să mai folosesc, o să mai vedeți la mine. Tot de la Farmec, două săpunuri lichide, două rezerve pentru săpun lichid. Am terminat, bine, nu este chiar terminat. Am în recipiente și la bucătărie și la baie și afară la centrală pus acest săpun lichid. Unul este complet terminat și unul, v-am spus, este în aceste recipiente. Este destul de ok. Nu, două le-am cumpărat eu. Unul l-ați văzut, cred că în Empties-ul trecut. Două le-am cumpărat eu cu 5,80 lei de pe site și două le-am primit în luna octombrie, cred că, da, în luna octombrie la campania de reciclare. Am dus 8 ambalaje și am primit două rezerve de săpun lichid. Încă am două. Acestea două le-am terminat și mai am, sau nu, cred că mai am doar unul. În fine, este destul de lichid, asta nu mi-a plăcut, că este destul de lichid și nu face foarte multă spumă. Nu are un miros foarte, foarte puternic, dar pe total a fost ok. Ce mi-a plăcut cel mai mult este că nu usucă mâinile. Are un miros așa discret, subtil, dar v-am spus, mi-ar plăcea textura dacă ar fi mai bogată, mai groasă și dacă ar face mai multă spumă. Dar îmi place că nu usucă mâinile, o să le reciclez, cred că mai am v-am spus unul și cam atât cu el, nu știu dacă o să îl mai recumpăr. Soțul meu a terminat acest deodorant de la Atos, Aqua Cool, tot așa de la Farmec. V-am spus că avem ceva produse, pentru că dacă le-am cumpărat, desigur le-am și folosit, 150 de mililitri. Mie nu mi-a plăcut personal mirosul, mi s-a părut că a mirosit prea grozav, nu știu nici lui dacă nu a zis nimic mare lucru despre el, îl proteja cât de cât și cam atât, dar nu o să-l mai recumpăr, personal nu mi-a plăcut mirosul.
Pe urmă s-a terminat și această hârtie de cop de la Aromata din Lidl. Am luat-o de mult, cred că prin vară sau în ce caz de mult. Am prins-o cu aplicația Lidl Plus la vreo 3 lei, 54 lei. Acum este, cred că, 5 sau 6. O hârtie foarte, foarte bună. O am și acum. Îmi place și o recomand. Încă ceva mostre, văd aici, da, șampon hidratant cu argan și keratină, două pliculețe am. Mi-a plăcut destul de mult, l-am avut, mi se pare, și în varianta aceea de 30 de mililitri, dar nu l-aș cumpăra, mi se pare că îmi lasă părul încălcit. Deci este așa foarte greu să îl descurci, apoi să stregi mâna prin el, nu mi s-a părut prea grozav, l-am folosit din două mostre la o spălare, mirosul este ok, face multă spumă, dar mi se pare că îmi lasă părul așa încurcat cumva și nu este o senzație care să-mi placă. Am terminat o cutie de șervețele de la Bevola, cred că sunt, da, de la Kaufland, s-au scumpit foarte mult acum, a ajuns să coste o astfel de cutie 5 lei 50. Foarte, foarte scumpe. Mi-au plăcut, sunt fine, sunt ok. Încă două produse, ce să vedeți, tot de la Farmec. Un nufăr de scos pete, știți că îl folosesc, îl refolosesc. Am și acum vreo, nu știu, 5 sau 6. Îmi place, scoate destul de bine petele. V-am mai spus în toate videourile mele, nu este perfect, nu ies perfect toate petele, dar își face destul de bine treaba, eu sunt mulțumită de el, costă vreo 11 lei, are 500 de mililitri și mie îmi place. V-am spus și acum, l-am în casă și îl folosesc. Și un degresant foarte universal, curăț oale, le încing foarte bine pe aragaz, pulverizez și toată grăsimea se scurge, mai intervine poate cu un burete de sârmă și cu un pic de cif și vasele, oalele ies super curate, îmi place și curăț și aragazul desigur cu el. Mănuși, mărimea M, parcă mă strângeau puțin, dar apoi mi s-au părut ok, de la W5, 5 lei, 2 perechi, sunt bune, îmi plac, sunt destul de rezistente. Absorbante Lines Idea Ultra, 12 bucăți, le-am primit pe acestea, nu știu de unde, dar sunt ok, au un veliș așa destul de moale, nu este din acela de plastic, le-am folosit și cam atât cu ele. O pastă de dinți de la Signal nu mi-a plăcut, nu mi se pare nici că ar curăța foarte bine dinții la 75 ml, dar nu mi-a plăcut nici pentru că era foarte, foarte dulce. Deci avea un gust atât de dulce pasta asta de dinți, nu prea mi-a plăcut și era așa un gri ceva. Am primit-o, am folosit-o și cam atât. Eu nu o să o recumpăr. Șervețele pentru coaptarea culorii de la Kaufland, 24 de bucăți, mi-au plăcut, au costat 8 lei, dar acum cele de la Lidl s-au ieftinit, costă doar 6 lei 60, ceva de genul și sunt tot atâtea bucăți, deci le-am recumpărat pe acelea, oricum n-am avut drum în Kaufland. Am terminat și un, să spun, un dezinfectant pentru toaletă la 750 ml de la Kaufland, marcă proprie, foarte, foarte bun. Varianta aceasta white cu clor, l-am și pe cel cu pin, tot așa și cu clor. Îmi plac ambele foarte mult, dar parcă acesta mai mult că se simte mai vitare mirosul de clor. Curăță foarte, foarte bine toaleta, miroase bine a clor. Zici că este identic cu Domestosul, n-aș da 10 lei pe Domestos. Acesta costă 5 lei sau a costat atât cât l-am cumpărat eu. Mi-a plăcut tare, tare mult. Îl recomand din suflet. Eu chiar aș vrea să-l cumpăr, sper să mai avem un Kaufland. Am terminat și acest gel pentru anticalcar pentru mașina de spălat. L-am găsit la un moment dat la 6 lei în Lidl la promoție. L-am folosit în cuvă, a fost ok, 750 ml. Puneam câte un căpăcel sau două. Nu știu dacă face neapărat ceva, dar eu în general folosesc produse din aceste anticalcar. Am terminat și dischete de machiante de la Bevola, 120 de bucăți, sunt bune. Un șervețel pentru îndepărtarea cerii de la Farmec, foarte, foarte bun, are o grămadă de ulei, deci este foarte, foarte bine îmbibat în ulei, îl recomand. Se găsește, desigur, la pachetele cu ceară pentru epilat. Am terminat și acest săpun lichid de la Avon Sense Essence.
cu lavandă și ghimbir la 250 ml. Nu prea mi-a plăcut pentru că am mirosit destul de ciudățel și a lavandă, dar și a ghimbir. Personal nu mi-a plăcut mirosul, se simțea destul de tare lavanda, așa ușor înțepător. Oricum nu aș da 19 lei pe acest produs. L-am luat într-un set de 3 cu 15 lei, într-un set de 3 produse. Așa a fost ok, l-am terminat, dar cam atât. Nu prea mi-a plăcut. Nu știu sincer ce o să fac și cu lăuțimea, pentru că nu mi-a plăcut. Nu-mi place mirosul. Pe urmă, încă o mostră de șampon anticădere. Mi-a plăcut și acesta. Mi-a lăsat părul mult mai ok decât cel cu keratină. Mi-a plăcut, nu mi se părea că îmi încălcește părul foarte tare sau ceva. A avut 10 ml, a făcut multă spumă. Un produs chiar fain. Mai am aici încă 2 plasturi de puncte negre, încă unul de la Holika Holika. V-am spus că îmi place și acesta de la Beauty Formula mi-a plăcut. Chiar de data aceasta a extras destul de multe puncte negre. Mi-a plăcut și îmi place. Mai am câțiva. Am terminat și o cremă de mâini de la Gerocosen, Manuka Bio, o cremă de mâini cu ulei de, doamne, cu ulei cu miere de Manuka Bio, 75 ml. A fost o cremă foarte, foarte grasă pentru mâini. Uneori rămânea așa lipicioasă, intra destul de greu în piele, dar era o cremă foarte grasă, hidratantă, bogată, o cremă așa pentru iarnă când ai mâinile foarte, foarte uscate. Mi-a plăcut, am terminat-o, am primit un swap-ul cu Simona, mulțumesc! Pentru bebe s-a terminat această cremă de spălare de la Lipikar Syndet AP+, 200 ml. Am primit un setul acela cu balsamul de corp la 100 de lei. Prețul foarte bun în condițiile în care aceasta costă vreo 50-60 de lei, tubul acesta, și eu l-am primit gratuit. Mi-a plăcut, este foarte, foarte groasă, deci de-abia o scoți prin acest mic orificiu, foarte groasă, spală foarte bine, nu usucă pielea, chiar este foarte ok, dar clar e mai scumpă decât gelul, deci de aceea nu am cumpărat-o pe aceasta, am rămas la gel și încă suntem ok. Soțul meu a terminat acest gel de duș de la Axe Reload 3 în 1, luat de pe Promomix cu 9,50 lei, ceva de genul când dădeam eu comenzi, 400 ml, i-a plăcut, a fost fresh, a făcut multă spumă, cam atât. Încă un șampon, acesta chiar mi-a plăcut super mult, șampon detoxifiant cu cărbune, deci era chiar negru, foarte, foarte negru, mă tot uitam, spumele erau negre, eram așa neagră pe păr. Mi-a plăcut, a curățat foarte, foarte bine, deci îmi simțeam părul că scârție de curățenie, dar mi-a plăcut. Se vedea că este un produs care curăță în profunzime. Încă un gel de duș pe care l-am terminat, nu doar cel de la Oriflame, este acesta de la Avon, Irresistible, cu cocos, lapte de cocos și zmeură. 400 ml, mi-a plăcut, l-am mai avut, este a doua oară când îl folosesc, mi-a plăcut, miroase bine, este o cremă de duș hidratantă, parfumată, curăță bine, n-am nimic să retrușesc, sincer mi-a plăcut și vi-l recomand. Dacă vă interesează, este undeva la 11 lei la promoție. Arunc un tender care cu rodie, este aproape gata, între timp și-a schimbat mirosul, miroase foarte urât și îl arunc, dar este un produs foarte, foarte bun, foarte hidratant. Din păcate nu am apucat să mă bucur de acest produs, este acel balsam leave-in pe care mi l-am comandat de pe Promomix, vi l-am arătat eu, l-am folosit de 2 ori doar, mi l-a prins copilașul și a desfăcut efectiv pompița și mi l-a răsturnat pe tot. Deci n-am apucat să mă bucur mai deloc de el, tot efectiv mi l-a risipit, mi l-a golit prin cameră și cam asta a fost cu el, din păcate. A mirosit foarte, foarte bine apă de trandafir, mi-a și plăcut, a descurcat bine părul de 2 ori cât am apucat să-l folosesc, dar am constatat că este gol. O mostră White Angel de la parfumul Cashmere Aroma. Îmi place tare mult varianta aceasta. Miroase super bine așa dulceag. Două spume de rasă aruncă soțul meu care și-au schimbat textura și aceasta este aproape terminată. Aceasta este plină, dar sunt și expirate. Asta chiar e nouă, dar și-au schimbat textura. Este așa foarte, foarte urâtă. Nimic interesant, destul de scumpicele, vreo 20-30 de lei bucata. Mai am câteva produse, încă o mostră de la Tuberos și acesta miroase foarte, foarte bine a tubeloze. Am mai terminat un șampon de la Dove Pro Age la 250 ml. Mi-a plăcut, dar mi se pare că tot așa am lăsat părul ușor încălcit, destul de greu de descurcat, aveam neapărat nevoie de o mască sau un balsam.
Da, a fost ok. Pentru 6,80 lei, cât costă pe un mix, a fost ok. Mi-a plăcut mirosul. Am terminat masca mea preferată pentru picioare sau cremă, îi spun eu. Îmi place și mi-a plăcut extrem, extrem de mult. Este, cred că a doua sau a treia oară când o termin, 150 de mililitri. Miroase bine a lavandă, deci aceasta miroase foarte bine și hidratează picioarele minunat. Deci dacă o aplici seara, dimineața, ai niște picioare atât de moi, atât de catifelate, fine, deci mie chiar îmi place super mult acest tratament și nu sunt singura, cu siguranță, pentru că am mai auzit chestii bune. Mai am trei produse, se pare, și în sfârșit termin. Am aici o rezervă de la Sano Clear Green. Am luat-o de pe 1001 cosmetice cu vreo 6 lei, variantă de 750 ml. O pun într-un recipient, am de la Clean sau ceva de genul. Mai am încă în recipient. Nu prea îmi place mirosul, sincer să fiu. Curăță destul de bine, dar mirosul nu este foarte, foarte plăcut. Este așa, parcă prea puternic, prea înțepător. Îmi place mult mai mult cel de la Farmec, cel floral. Mi se pare, spre acela de geamuri, miroase genial. Dar este ok, prețul foarte bun, cantitatea super mare, curăță bine. Acum, na, preferințe de miros. Am mai folosit și acest exfoliant pentru ten la 100 de mililitri. L-am terminat pentru luna trecută, pentru septembrie, însă mi-a căzut cumva din plasă și l-am găsit abia după ce am terminat de filmat, dar am zis că vă vorbesc luna aceasta despre el. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este ușor exfoliant, are un miros așa proaspăt, cumva și de mentă. Îmi place super mult. Am dat pe el vreo 10 lei cu reducerea, cred că 7-8, un preț foarte bun, ori încerca și a făcut treaba foarte bine și eu vi-l recomand. Și ultimul produs, dar nu cel din urmă, tot de la Avon, este o mască pentru păr cu avocado. Mi-a plăcut foarte, foarte mult, din păcate nu se mai găsește în catalog, dar este un produs foarte bun, ieftin, hidratant. Și am mai auzit foarte multe păreri bune despre această mască, miroase și bine, descurcă foarte bine părul. Chiar genial. Am folosit-o cred că de vreo 3-4 ore această mască. Nu mai știu de câte ori am cumpărat-o când se găsea în catalog, dar a fost ieftină și foarte bună. Descurca bine părul, făcea exact ce trebuia să facă. Dragii mei, acestea au fost produsele terminate, destul de multe, după cum v-am spus, mie mi se par foarte multe. Sper din suflet că v-a plăcut acest video, poate v-a inspirat într-o oarecare măsură. Eu v-am pupat și vă doresc o zi cât mai plăcută. Pa, pa!